Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite! Dintr-o pensie lunară de 500 de lei, doamna Maria trebuie să plătească și cheltuielile curente, dar și tratamentul pentru o boală necruțătoare. Dumneavoastră, în momentul de față, ce venit aveți? Ce nimic decât casa cu patru pereți și 550 de lei pensie. Ăsta e venitul meu. Problemele de sănătate au început când soțul s-a îmbolnăvit. A rămas singură, iar unicul fiu pe care îl are este stabilit peste hotare. Este aproape imposibil să-și ajute mama, pentru că are la rândul lui probleme de sănătate. Un singur băiat, ca la aia l-am făcut de ca să fie fată, mamă să fie puternică. A pățit accident și el, le-a scos un rinichi, n-a vrut să-mi spui și n-am auzit până acum 3 ani. Doamna Aramă a muncit până nu demult, însă din cauza bolii puterile au lăsat-o. Medicii au depistat un nodul la sân, iar starea sa de sănătate s-a agravat. Canceros, gradul 2, dar n-a putut să mă scoată, adică anticapată cum să mă scoată, fiindcă nu e operat, e tratat. Deși cheltuielile lunare îi depășesc cu mult veniturile, doamna Aramă înfruntă cu demnitate situația în care se află. Spuneți-mi acum, în prag de sărbători aveți ce pune pe masă? Am, nu spui la nimeni că n-am. Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite.